Mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia de a continua acest studiu în sanctuarul munților, legat de soliile lui Dumnezeu pentru timpul din urmă, de adevărurile care ne descoperă necesitatea de a ne întoarce la stilul de viață edenic, de a ne întoarce la planul inițial al lui Dumnezeu, pentru că aceasta este voia Creatorului, restaurarea tuturor lucrurilor. Vremurile întoarcerii tuturor lucrurilor, așezării din nou tuturor lucrurilor. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale, Psalmul 72 cu 3. Prezentam în studiu precedent faptul că oamenii au ales depărtarea de Dumnezeu și în felul acesta au apărut aglomerațiile umane. Aceasta este baza sau fundamentul sau rădăcinile a ceea ce numim astăzi oraș, cetățile vechi fiind de fapt orașele actuale. Aș vrea să întreb, a adus beneficii copiilor lui Dumnezeu locuirea în orașe în vreun timp? A fost vreodată un timp în care să putem să câștigăm vreo binecuvântare pe calea neascultării sau să găsim o binecuvântare în lucrurile pe care El le-a spus că sunt rele? Sigur, niciodată nu a fost, dacă vrem să răspundem onest la această întrebare, răspunsul este niciodată, a fost doar o pierdere în toate timpurile. Cu atât mai mult în timpul din urmă, când corupția va fi maximă, când ne așteptăm, așa cum am studiat Pământul sub blestem, studiu acesta, tema aceasta, am studiat de asemenea criza veacurilor, am studiat despre starea oamenilor în timpul din urmă. Ne așteptăm ca nelegiuirea oamenilor să atingă apogeul în curând. Iar lucrul acesta să determine, bineînțeles, venirea inevitabilă a ceea ce se numește sfârșitul și venirea Domnului Iisus Hristos. Deci niciodată nu au avut de câștigat copiii lui Dumnezeu din locuirea în orașe. Aș vrea să găsim mai multe motive, pentru că răspunsul este cât se poate de rațional, de logic. În primul rând, viața artificială, înșelătoare, care îndepărtează mintea de la adevăratul scop al vieții. Ellen White scrie în Căminul Creștin, pagina 136, viața în oraș este înșelătoare și artificială. Pasiunea aprinsă pentru câștigarea de bani, vârtejul încântării și căutării de plăceri, setea de etalare, lux și extravaganță, pe care o vedem, nu peste tot. Toate acestea sunt forțe care distrag mintea marii majorități a oamenilor de la adevăratul scop al vieții. Viața, Dumnezeu ne spune că trebuie trăită pentru cu totul altceva. Acolo vezi oameni care trăiesc pentru cu totul altceva. Fiind în felul acesta continuu ispitit, ei deschid ușa la mii de rele asupra tinerilor, au o putere aproape irezistibilă. Una dintre cele mai subtile și periculoase ispite care iau cu asalt copiii și tinerii din orașe este iubirea de plăceri. Sărbătorile sunt numeroase, jocurile și cursele de cai atrag mii de oameni, acum nu mai sunt jocurile acestea, sunt jocuri de noroc. Iar vârtejul încântării și plăcerii distrage de la datoriile serioase ale vieții. Banii care ar fi trebuit folosiți în alte scopuri sunt risipiți pentru distracții. Deci, viața artificială, înșelătoare, care îndepărtează mintea de la adevăratul scop al vieții, înseamnă confruntarea continuă cu o astfel de chemare către fals, către înșelăciune. Apoi, orașele sunt focare de nedreptate. Copiii și tinerii trebuie păziți cu grijă, scria Ellen White în aceeași carte, pagina 136. Ei trebuie ținuți la distanță de focarele de nedreptate care se găsesc în orașele noastre. Orașele sunt pline de ispite, ar trebui să ne plănuim activitatea în așa fel încât să-i ținem cât mai mult cu putință pe tinerii noștri departe de această contaminare. Apoi e un pericol pentru sănătate. Orașele, într-adevăr, nu sunt doar focare de nedreptate și de infecție spirituală, din punct de vedere spiritual, ci sunt focare de
de distrugere a sănătății fizice. Nu a fost planul lui Dumnezeu ca oamenii să fie aglomerați în orașe, înghesuiți în clădiri, locuințe cu chirie. La început el a așezat pe primii noștri părinți în mijlocul minunatelor priveliști pe care dorește ca și noi să ne bucurăm astăzi. Cu cât ne apropiem mai mult și suntem în armonie cu planul original al lui Dumnezeu, cu atât ne vom situa într-o poziție mai favorabilă de a asigura sănătate pentru trup, minte și suflet. Când ne gândim la stresul pe care orașele îl aduc, la oamenii agitați pe care îi vedem continuu, la ritmul trepidant, la zgomotul continuu care este acolo, la poluarea din toate punctele de vedere, la miile, zecile de mii, sutele de mii, milioane în marile orașe de autovehicule și când ne gândim la apa care este contaminată, colorată și florată și cu tot felul de contaminanți care îi găsim acolo și bacterii, la faptul că trebuie să depinzi de o hrană pe care să o primești din diverse medii de cultură, tot așa, cu pesticide, cu erbicide, cu tot felul de substanțe toxice și apoi alte substanțe pentru transportul cu care toate alimentele, inclusiv vegetale, sunt stropite. Și acesta nu e decât o parte din realitatea sumbră, ceea ce înseamnă orașul. Înseamnă, realmente, prin propria voință, să te expui unor primejdii și din punctul de vedere. Cerem o crotire lui Dumnezeu de molima care bântuie ziua în amiaza mare, de bolile care inundă și de care orașele sunt pline. Dar cum putem cere o crotire lui Dumnezeu în timp ce noi nu respectăm condițiile, când Dumnezeu ne spune că munții vor aduce pace poporului, dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale? Dumnezeu ne-a descoperit o solie care, atunci când este ascultată, respectând planul Creatorului, Dumnezeu își promite ca să-și împlinească făgăduința. Agitația și confuzia. Nu e voia lui Dumnezeu ca poporul său să locuiască în orașe, unde există o permanentă agitație și confuzie, un spirit care ți se transmite. Copiii trebuie să fie cruțați pentru că întregul organism sau sistem suferă datorită grabei, goanei și zgomotului. Descoperim tot mai mulți copii hiperactivi și extrem de agitați, ba și bolnavi din cauza aceasta, cu tot felul de manifestări ciudate și boli nemai întâlnite. Agitația și confuzia este un ritm, o stare în care poporul lui Dumnezeu nu trebuie să intre în agitație și în confuzie. Este cu totul nepotrivită pentru comuniunea cu Dumnezeu. Când ești agitat și confuz, Dumnezeu ne cheamă să stăm liniștiți. Opriți-vă și stați liniștiți ca să înțelegeți că eu sunt Dumnezeu și puterea este a mea. În timp ce orașul îți transmite tot mai mult, îți induce grabă, agitație, confuzie, totul cu mare viteză. Apoi trăim timpul când știm că cetățile și marile orașe vor fi distruse. Este aproape timpul când marile orașe vor fi nimicite cu totul și toți trebuie să fie avertizați în legătură cu iminența acestor judecăți. Ca și concluzie, Ellen White spunea, orașele nu oferă niciun folos real. Atunci, dacă nu ai niciun folos real, mă întreb, care este până la urmă motivația pentru care ai alege un loc în care nu ai niciun folos real? Adică nu câștigi absolut nimic bun. Nu putem să spunem că atunci când totul se bazează pe, deci nu pe circumstanțe neprielnice și împotrivitoare și alte lucruri care te împiedică să iei o decizie. Se bazează deci doar pe faptul că avem o inimă cu preferințe cu totul diferite decât preferințele lui Dumnezeu. Nu există nici măcar o familie dintr-o sută care să beneficieze din punct de vedere fizic, mental sau spiritual locuind în oraș. Credința, speranța, dragostea, fericirea pot fi găsite cu mult mai ușor în locuri retrase, acolo unde sunt câmpuri, dealuri și copaci. Duceți-vă copiii departe de larma orașelor, de zarva și hâritul tramvailor și motoarelor și mințile lor vor fi mai sănătoase. Va fi mai ușor să aduceți din nou acasă în inimile lor
adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Căminul creștin, pagina 138. În conformitate cu planul său de a întoarce la ceea ce a fost inițial, lucru care Dumnezeu l-a descoperit prin gura tuturor profeților, Dumnezeu ne-a trimis o solie prețioasă prin solul său, Ellen White. Solie, ieșiți afară din oraș, este solie deja care se învechește, dar care este cât se poate de prezentă și de urgentă în timpul, în timpul nostru. I-a răsunat, dar a fost trecută tot mai mult la, ca și alte solii prețioase ale lui Dumnezeu și adevăruri speciale pentru timpul din urmă, a fost pusă la arhivă și trecută, bineînțeles, în uitare și ascunsă. Domnul dorește ca poporul său să se mute la țară, unde oamenii pot să se așeze pe un loc unde să-și poată cultiva singur fructele și vegetalele necesare și unde copiii lor pot fi aduși în contact direct cu lucrările lui Dumnezeu din natură. Solia mea este să vă duceți familiile departe de orașe. Mărturii alese, volumul 2, pagina 357. A sosit timpul când, pe măsură ce Dumnezeu deschide calea, familiile trebuie să se mute din orașe, copiii trebuie duși la țară, părinții să aleagă un loc potrivit pe măsura posibilităților lor. Chiar dacă locuința e mică, în jur trebuie să fie pământ care să poată să fie cultivat. Nu ne trebuie o locuință mare. Avem nevoie de un locșor unde să plecăm capul. În restul ne trebuie un mediu cât mai curat, ne trebuie o natură care să-ți încânte privirile, ne trebuie liniștea indusă de mediul acesta natural, cântecul păsărelelor, apoi o bucată de teren pe care să o poți cultiva, pentru că în curând problema cumpărării și vânzării va deveni o problemă actuală. Pe de altă parte, știm că rana, apa sunt otrăvite pentru că există un plan de decimare al locuitorilor acestei planete. Dumnezeu descoperea lucrul acesta, chiar dacă profeții n-au înțeles toate amănuntele soliilor pe care le transmiteau. Deci așa a fost, ei nu au înțeles în deplinătate ceea ce spuneau. Dar cuvintele lor, ceea ce le-a spus Dumnezeu, avea o importanță vitală. Cei care urmau să trăiască în timpul respectiv și primeau prin credință solia, înțelegeau ceea ce n-au înțeles chiar profeții care au rostit aceste solii. Și înțelegem de ce trebuia tot mai mult, spunea aici, chiar dacă locuința e mică, în jur trebuie să fie pământ care să poată să fie cultivat. Atâta timp cât Domnul va da putere să vorbesc poporului nostru, voi continua să fac apel la părinți să părăsească orașele și să-ți facă rost de case la țară unde pot cultiva pământul și învăța din cartea naturii lecții de curăție și simplitate. Tații și mamele care posedă o bucată de pământ și o casă liniștită sunt regi și regine. Adică este un lux, un lux mare, cel mai mare lux pe care și-l pot permite străinii, călătorii și peregrinii de pe acest pământ în călătoria lor către împărăția cerească. Aceasta a fost o solie care a fost transmisă, o solie pe care o găsim în cărțile inspirate de Dumnezeu, dar o solie care n-a fost ca și alte solii, ca și solia reformei sanitare, la fel ca și solia care ne descoperă misiunea medicală, știința vindecării. Au fost neglijate multe din soliile și adevărurile speciale pentru timpul din urmă. Și deseori mă uit că creștinii, chiar și acum, în timpul acesta atât de primejdios, atât de întârziat, sunt atât de zăbavnici. Nu înțeleg nici acum importanța acestui lucru de atâta timp. Acest lucru este justificat de necredința care începe să înglobeze în întregime creștinismul. Cel mai puternic argument pentru locuință în locurile retrase, în mijlocul naturii, este nevoia urgentă de experiența pustiei, adică un loc unde să fim singuri cu Dumnezeu și unde să auzim glasul lui Dumnezeu vorbindu-ne. Prin harul lui Dumnezeu am crezut această solie. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să cred această solie și în
În suflet aveam o vie dorință să fiu cât mai aproape de natură, de lucrurile create de Dumnezeu. Îmi doream o casă liniștită. Și a fost într-adevăr o experiență. Fiecare om își va avea propria experiență în ceea ce privește trăirea adevărului și felul în care Dumnezeu lucrează cu el unic. A fost o experiență în găsirea acestei locuințe atât de liniștite, în mijlocul naturii, trăiesc în mijlocul munților aici, în mijlocul pădurilor. Primul vecin este undeva la un kilometru mai jos. Și primul lucru pe care, primul principiu pe care l-am pus în ceea ce privește găsirea acestei locuințe a fost, trebuie să fie un loc foarte liniștit. Un loc foarte liniștit care să-mi asigure liniștea. După aceea a fost să aibă o sursă de apă și să aibă pământ pe care să-l putem cultiva pentru întreținere. Dar primul principiu a fost să fie foarte liniștit. Liniștea considerând, am considerat că este primul principiu și într-adevăr este cel mai important lucru în vremurile actuale, ca să ai un loc liniștit. E cel mai valoros lucru, deci când încep să pui unul sub altul principiile care ar trebui să te călăuzească în găsirea unei locuințe după voia lui Dumnezeu pentru împlinirea planului său în timpul de față. Din punctul meu de vedere, liniștea a fost cel mai valoros lucru pe care l-am căutat și, într-adevăr, Dumnezeu mi-a dat și celelalte lucruri pe deasupra, așa cum spune făgăduința lui, am găsit cultivat și pomii fructiferi cu atât de multe fructe, așa cum spunea în cartea Deuteronomului și Dumnezeu spusese poporului său, pom pe care nu i-ai plantat tu, viță pe care n-ai plantat-o tu. Am găsit un pământ fertil, bun, odihnit, care este atât de producător, o apă extraordinar de bună, nu dintr-o sursă poluată, vine din munte, o apă pe care Dumnezeu m-a ajutat ca să pot să o trag până în locuință și în grădină, prin cădere, fără să mai fie nevoie de consumul curentului electric, o apă atât de bună, care spală atât de bine și care este atât de curată. De asemenea, lemnul care mi-asigură încălzirea pentru iarnă și care ne ajută să nu fim dependenți de sistemul acesta care încearcă să înghită și să-i facă dependenți și să înrobească pe toți oamenii, și multe alte binecuvântări. Nu mai spun plăcerea de a auzi continuă păsărele, de a vedea o armată de păsărele care cântă frumos, care îți îndeaptă gândul către Creator, cât și vederea panoramică, panorama atât de largă pe care o avem de aici de sus, când privim peste crestele munților și vedem 6-7 rânduri de vârfuri, de munți, de lanțuri muntoase, și multe alte binecuvântări. Când am ajuns să stau aici și am ajuns să văd felul în care binecuvântările pe care Dumnezeu le-a avut pentru mine, nu pot să spun decât că îmi pare rău că nu am fost mai de mult aici, cu mult mai mult timp în urmă. Și Dumnezeu, sunt convins că are locuri potrivite pentru toți oamenii, pentru toți credincioși, și din momentul ce El ne spune ieșiți și mergeți către astfel de locuri, Dumnezeu va călăuzi pe cei care sunt sinceri și deschiși pentru călăuzire către astfel de locuri care sunt atât de necesare pentru timpul din urmă. Câteva aspecte speciale referitoare la pericolul locuirii în orașe în timpul din urmă. Mediul înconjurător în orașe este adesea un pericol pentru sănătate. Agențiile omenești conduse de Satana vor încerca să ruineze sănătatea oamenilor de pe planetă, otrăvind apa, aerul, alimentele. Aceste lucruri se fac cu prisosință în timpul din urmă. Totul este otrăvit. Pentru că se urmărește distrugerea populației planetei. De aceea Dumnezeu avea un scop nobil ca să contracareze acest atac asupra trupurilor oamenilor
Și bineînțeles, Dumnezeu ne va putea asigura binecuvântarea doar în măsură în care noi vom asculta în fiecare detaliu planul său. Fiecare detaliu are greutate. Este important pentru că este un detaliu pe care Dumnezeu l-a rânduit ca să contracareze influențele nocive care se vor exercita asupra noastră. Apoi există primejdii serioase în ce privește creșterea violenței și agresivității oamenilor, nesiguranța vieții. Știm că în timpul din urmă violența va reprezenta o caracteristică specifică a lumii. Violența va crește de asemenea datorită crizei economice. Trăim într-un timp de criză economică mondială care va spori în intensitate, se va adânci tot mai mult lucrul acesta, pe lângă și poluarea morală, va conduce la creșterea agresivității. Viața va fi tot mai nesigură în zonele aglomerate. În plus, ar trebui să învățăm din istorie că crizele economice au fost folosite pentru a atinge scopuri. Au fost pârghii pe care le-au folosit oamenii care dețin monopolurile gigantice, magnații acestei lumi, pentru a putea să atingă scopuri murdare. Și marea criză înainte de al doilea război mondial, declanșarea războiului mondial, a fost anticipată de o criză economică. Pe fondul acesta s-a declanșat al doilea război mondial. Aș vrea să citesc din Enciclopedia Liberă, Wikipedia. Începutul marii crize economice în Statele Unite este de obicei asociată cu prăbușirea bursei de acțiuni din ziua de marți, Marța Neagră, 29 octombrie 1929. Criza economică a avut efecte devastatoare atât în țările puternic industrializate cât și în cele mai puțin dezvoltate, a căror economii depindeau în cea mai mare măsură de exporturile de materii prime. Nivelurile comerțului mondial au scăzut rapid, la fel cum au scăzut de altfel și veniturile personale, veniturile bugetare și profitul din afaceri. Orașele din întreaga lume au suferit puternic de pe urma crizei, în special cele care depindeau de industria grea. Activitatea în construcție a fost practic oprită. Marea depresiune economică s-a încheiat în momente diferite în țările globului. În majoritatea țărilor au fost concepute programe de refacere și cele mai multe au trecut prin diferite prefaceri politice care le-au împins spre extremele dreapta sau stânga. Societățile bazate pe democrație liberă au ieșit puternic slăbite din criză și dictatorii precum Adolf Hitler, Iosif Vissarionovich Stalin sau Benito Mussolini au ajuns la conducerea unora dintre cele mai puternice state și au pregătit condițiile pentru declanșarea în 1939 a celui de-al doilea război mondial. Pe acest fond, a unei crize economice care a strâns populația, a strâns-o tot mai mult, au apărut eliberatorii, în ghilimele spus lucrul acesta, cu programe de refacere. Tot în ghilimele spus, pentru că au fost programe de distrugere în masă. Astfel de situații de criză îi face pe oameni să accepte niște regimuri de teroare, niște regimuri dictatoriale, dar noi ne așteptăm nu la un nou război mondial, ne așteptăm la războiul Armagedon, bineînțeles. Ne așteptăm la ultimul act al luptei și anume la înălțarea omului fără de legii, care nu va și închinarea la fiară, care va fi, bineînțeles, facilitată tot prin această criză economică mondială. Oamenii să accepte programele zis de salvare, să accepte ceea ce dictatorii lumii acestea vor încerca să facă. Oricum, deci o criză majoră economică a precedat declanșarea al doilea război mondial și ridicarea unor dictatori care au zguduit lumea. Și tot o criză economică, o criză în care noi trăim, bineînțeles, va aduce schimbări mari pe planetă. La ce ne așteptăm? Ne așteptăm la ultimele acte pe care Scriptura le descrie. Orașele și aglomerațiile de oameni au devenit focare de nelegiuire,
iar orașele vor fi măturate cu mătura fiirii. Imaginați-vă criza care se va accentua și ce vor însemna aglomerațiile de oameni. Oameni violenți, oameni care vor fi strânși tot mai mult de criza economică, care nu vor mai avea bani și mâncare, pe care legile omenești nu-i vor mai putea ține în frâu. Orașele vor deveni locuri în care vor fi războaie interne, vor fi acte de violență și acte sadice nemai întâlnite. Se întâmplă lucrul acesta în miniatură, în multe părți ale lumii, dar starea aceasta va deveni generalizată, a trăi în mijlocul lor, a trăi într-un astfel de mediu înseamnă pur și simplu a te expune voit unor stări de lucruri care sunt îngrozitoare. Citim în Amos 5:9, el aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetățui. Apocalipsa 16:9, cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Pentru ca să fie mai actual, că ne-e atât de greu să facem aplicațiile, cetățile cele vechi, bineînțeles că sunt orașele moderne. Și orașele neamurilor s-au prăbușit. Nimicirea vine peste orașe. Zefania 3:6, am nimicit neamuri, le-am dărâmat turnurile. Le-am pustit ulițele și nu mai trece nimeni pe ele. Orașele lor sunt pustite, nu mai au niciun om în ele și nimeni nu mai locuiește în ele. Le-am dărâmat turnurile. Parcă este, nu, profeția din Zefania, parcă conglesuiește cu un limbaj care a devenit atât de comun, nu, în timpul nostru. Știți că s-a vorbit mult timp despre turnurile gemenii, nu, acele blocuri zgârie-nori din Statele Unite care au fost doborâte. O, spune Ellen White în Review and Herald 13 septembrie 1881, de ar avea poporul lui Dumnezeu simțul apropierii distrugerii miilor de orașe de date aproape cu totul la idolatrie. O, dar simți mirosul, de ar simți mirosul primejdiei, de ar înțelege că timpul este atât de aproape. Apoi, în curând, ne așteptăm în conformitate cu Biblia să apară legile duminicale. Nu trebuie să ne așezăm acolo unde vom fi forțați să avem relații strânse cu aceia care nu-L onorează pe Dumnezeu. În curând va veni o criză cu privire la păzirea duminicii. Va fi mult mai greu, mult mai greu. Fiecare detaliu pe care nu l-am ascultat ne va arunca într-o criză mai adâncă, într-o stare mai rea. Problema cumpărării și a vânzării, vrăjmășia apoi a mulțimilor contra necredincioșilor. Foarte curând vine timpul când puterea autoritară a sindicatelor de lucru, care sunt tot auzim în fiecare zi, sindicatele care au aproape o putere dominantă, va deveni foarte apăsătoare. Domnul a instruit pe poporul nostru de repetate ori să-și ducă familia departe de orașe, la țară, unde pot să-și cultive propriile produse, deoarece în viitor cumpărarea și vânzarea va fi o problemă foarte serioasă. Trebuie acum să ascultăm de instrucțiunile ce ne-au fost date în repetate rânduri. Ieșiți din orașe în regiuni rurale, unde casele nu sunt înghesuite unele lângă altele și unde veți fi liberi de interferarea dușmanilor. Ni se dau detalii care devin foarte importante când e vorba de o luptă atât de strânsă, fiecare detaliu are importanța lui. Aici ni se spune și de ce, ni se spune pentru ca să fim liberi de interferarea vrăjmașilor, să nu fii lângă oameni care devin tot mai agresivi, tot mai dușmănoși, tot mai invidioși, mai răi, mai recalcitranți. Și Dumnezeu, pentru binele nostru, pentru că știe că vom trece printr-o mare criză și vrea să ne mângâie, vrea să ne ușureze, vrea să ne ajute în mod special, a pregătit un plan cu detalii atât de înțelepte, atât de binevoitoare. Este o binecuvântare această solie. Nu trebuie să o privim ca o mare privațiune. Dumnezeu ne cheamă la bine, nu ne cheamă la privațiune, ne cheamă la bine și este o dovadă a înțelepciunii și a dragostei sale. De asemenea, în curând nu va mai fi posibilă mutarea
mutarea, cât și circulația de la un loc la altul va fi mult îngrădită. Peste puțin timp vor fi asemenea conflicte și confuzie în orașe, încât aceia care vor dori să le părăsească nu vor fi în stare. Trebuie să ne pregătim pentru aceste situații. Aceasta este lumina dată mie, buletinul conferinței generale, 6 aprilie 1903. Observați olivi vechi de peste 100 de ani. Trebuie să ne pregătim pentru aceste situații, pentru că aceia care vor dori la un moment dat să mai iasă din orașe nu vor mai putea, datorită stării de confuzie. Acum deja mai este puțin, foarte puțin timp în care oamenii ar putea să-și vândă proprietățile la un preț rezonabil. În curând sunt convins că nu vor putea să mai iasă din multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că cred că datorită crizei economice, prețurile acestor ghetouri, acestor blocuri și acestor apartamente care le au în orașe nu vor mai avea nicio valoare. Pur și simplu vor scădea dramatic prețurile pentru că nu vor mai fi bani, oamenii nu vor mai avea unde să muncească, cu ce să plătească datoriile, cu ce să cumpere și ca atare, bineînțeles că nu va mai exista posibilitatea să cumperi sau să faci astfel de pași. Bineînțeles, aceasta este o solie importantă pentru noi și un adevăr incontestabil că în viața, în mediul pe care Dumnezeu ni l-a propus, un mediu aproape de natură, aduce multiple beneficii. Pe aceea care nu-i va împiedica diavolul să nu va putea să-i împiedice să creadă această solie și o vor crede, diavolul cel puțin va încerca ca să-i ducă în extreme de unătoare. Când nu reușește să te facă să nu crezi un adevăr, îți propune o extremă. Care ar fi cele mai întâlnite extreme care trebuie, bineînțeles, evitate cu grijă? În primul rând, am putea să ne mutăm într-un loc frumos, liniștit, într-o izolare egoistă, într-o trăire pentru sine și pentru propria familie și punct. În ultimul timp există tot felul de predicatori în mediul adventist și neadventist în care tot vorbesc că familia este totul, ca și când familia este scopul final. Familia este un mijloc ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L slujim pe Dumnezeu. Nu e scopul final. Oamenii se închid în sine și trăiesc doar pentru ei și casa lor. Această izolare egoistă nu reprezintă planul lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește nu să ne facem pusnici, ci dorește ca să avem regulat contact cu nevoile și durerea omenirii, pentru că aceste lucruri deschid izvorul compasiunii și al slujirii altruiste. Dumnezeu ne-a spus pentru de ce dorește ca să fim într-un loc retras. Dar dorește nu să ne retragem atât de total încât să nu mai avem contact cu oamenii, ci din contră, ca de aici întăriți cu putere sufletească să putem să avertizăm lumea, să putem să fim de ajutor oamenilor care pierd. De asemenea, există o falsă credință că schimbarea adresei, mergerea într-un loc retras aproape de natură respectiv, este sinonimă cu schimbarea priorităților, a țintei și a inimii. Nu este adevărat lucrul acesta. Poți să mergi într-un loc singuratic, cu natură splendidă și să nu ai nicio comuniune cu Dumnezeu. După cum a te urca la o cameră la etaj, nu înseamnă experiența camerei de sus pe care au avut-o ucenicii. Pentru că poți să mergi într-un astfel de cadru cu alte scopuri decât cele dorite de Dumnezeu. Experiența pustiei înseamnă a merge într-un loc liniștit, special pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Schimbarea adresei nu este tot una cu schimbarea inimii. Este foarte posibil ca unele suflete sincere să nu poată să se mute într-o zonă liniștită, însă orice suflet trebuie să găsească liniștea prezenței lui Dumnezeu și trebuie să fie eliberat de imperiul grabei, al stresului și al volumului uriaș de muncă, al trăirii pentru lucrurile acestei lumi. Locuirea în pustie, în mijlocul naturii, în singurătate, nu determină obligatoriu o experiență cu Dumnezeu. Aceasta trebuie căutată. Trebuie aleasă, trebuie să dorești să însetezi după Dumnezeu și să alegi lucrul acesta. Apoi, unii ajung
să creadă că aceasta este solia centrală care să le înghită pe toate, ceea ce nu este adevărat. Mântuirea, mesajul ieșiți afară din oraș. Pentru unii ajunge solia centrală, ajungând să crezi că acest lucru are valoare mântuitoare, chiar și un merit. Ajungem să fim mântuiți prin locuirea la munte, mă rog, sau la dealuri. Îi privești pe ceilalți peste umăr, crezând că ești superior, pentru că tu ai făcut lucrul acesta, te-ai mutat într-un loc liniștit, într-o zonă frumoasă. Trebuie să nu uităm că numai Domnul Iisus ne poate mântui prin harul Său, iar mântuirea are de face cu păcatul din interiorul nostru. Și, bineînțeles, ascultarea de Dumnezeu într-un anumit domeniu nu este o pricină nici de laudă și nu este niciun merit care să contribuie la mântuirea noastră, ci este o dovadă a faptului că avem încredere în Dumnezeu. Mântuirea este în exclusivitate meritul Domnului Iisus Hristos. De aceea, n-ar trebui nici de cum să fie o sursă de mândrie sau să devină un merit mântuitor. Apoi există și atitudinea. Unii creștini au auzit deseori aceste cuvinte, acest glas, că nu are importanță unde locuiești. Important este să fii credincios. Dar înainte de toate trebuie știut că un adevărat credincios nu gândește așa. Niciodată un credincios spune nu are importanță ce spune Dumnezeu. Pentru un credincios orice lucru spus de Dumnezeu este important. Apoi există și varianta unor mișcări pripite și greșite. Avem nevoie neapărat de călăuzirea care vine de la Dumnezeu și o chipzuință atentă în ceea ce privește mutarea locuinței, pentru că aceasta este o decizie foarte mare, este o decizie importantă. Bineînțeles, când vorbesc de chipzuință, nu vorbesc de o interminabilă indecizie care să te facă să tot zăbovești și până la urmă să nu mai faci nimic, să uiți de lucrul acesta. Ellen White scria în ceea ce privește pericolul mișcărilor pripite și greșite că fiecare trebuie să-și ia timp să chibzuiască cu grijă și să nu fie ca omul din parabolă care a început să clădească și nu a fost în stare să termine. Nici o mutare nu ar trebui făcută fără ca această deplasare și tot ce ține de ea să nu fie chibzuită cu grijă, să fie cântărită sub toate aspectele. Cei care au simțit în sfârșit că trebuie să facă o mutare, să nu o facă pripit, din entuziasm, într-un mod nechipzuit sau în așa fel încât să regrete profund că s-au mutat, că au făcut-o și alții, sau că a făcut un anumit prieten, un drag prieten apropiat, trebuie să o fac și eu. De ce? Pentru că la un moment dat va veni regretul. Trebuie să avem motivații solide, motivații profunde pentru lucrurile pe care le facem. Trebuie să avem evidențe clare pentru fiecare mișcare pe care o facem. Aceasta este o decizie care ne va influența major viața, misiunea, familia în întregime va fi influențată de această decizie. Decizie importantă care trebuie luată, bineînțeles, dar sub călăuzirea și luminarea lui Dumnezeu, încât să știm foarte clar că acest lucru ne-l cere Dumnezeu și că ăsta este voia Lui și că acesta e locul ales de Dumnezeu pentru noi. Mi se spun chiar și pașii, gândiți-vă cu sinceritate și rugăciune, studiind cuvântul cu toată atenția, cu mintea și inima trează pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, a înțelege voia lui Dumnezeu este un lucru mare. Scrisoarea 22 decembrie 1893. Gândiți-vă cu sinceritate și rugăciune, trebuie să gândești asupra acestei probleme. Cu rugăciune și cu sinceritate, adică cu inimă deschisă pentru ca să poți să analizezi corect. Punctul 2. Studiind cuvântul cu toată atenția, ce spune Dumnezeu, tot ce scrie Scriptura și cuvântul inspirat despre acest aspect al locuinței poporului lui Dumnezeu. Și apoi spunea cu inima și mintea trează pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, pentru a înțelege într-un mod personal ce vrea Dumnezeu cu privire la tine, a înțelege voia lui Dumnezeu e un lucru mare. Bineînțeles, trebuie să ne asumăm răspunderea unor alegeri personale și chipzuite și să nu aruncăm responsabilitatea propriilor greșeli asupra altora.
putem să-i sfătuim pe alții în ceea ce privește principiile. Dar alegerea trebuie să o facă ei. Dumnezeu dorește ca să-i călăuzească personal pe oameni și ei să-și asume această răspundere de a lua decizii personale pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că știm că oamenii sunt dispuși să facă lucruri pripite și greșite, iar apoi să le pară rău și să arunce întreaga vină și responsabilitatea asupra altora. Tot ce poate face cineva, scria Ellen White, este să avertizeze și să sfătuiască pe aceia care sunt convinși cu privire la datoria de a se muta, apoi să-i lase sub călăuzirea lui Dumnezeu cu întreaga inimă deschisă pentru a învăța și a asculta de el, pentru că este nevoie de o răspundere proprie. Apoi există și varianta, unii așteaptă să se petreacă o minune cu privire la mutatul lor, dar zăbovesc a căuta cu insistență un loc potrivit pentru a se muta și nu fac niciun efort în această direcție. Ei spun ceva de genul, așteptăm ca Domnul să ne găsească, probabil se gândesc că o să ia ca pe Ezechiel, cum a fost luat în viziune de perciuni, și o să-i arunce într-un astfel de loc. Dar se înșală, pentru că Dumnezeu așteaptă ca într-un mod practic, prin credință, sub călăuzirea lui Dumnezeu, ei să plece și Dumnezeu să-i conducă și să-i ajute ca să înțeleagă într-un mod evident pe teren ceea ce El dorește. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Căutați și veți găsi, e promisiunea lui Dumnezeu că Dumnezeu va ajuta poporul său să găsească astfel de locuințe. Mult depinde de alcătuirea planurilor noastre potrivit cu cuvântul Domnului și de îndeplinirea lor cu energie consacrată. Volumul 6, pagina 178. An de zile am fost avertizate că frații și surorile noastre și în special familiile cu copii ar trebui să plănuiască, să părăsească orașele pe măsură ce li se deschide calea. Mulți vor trebui să muncească stăruitor pentru a ajuta să deschidă calea. Unii poate nu au mijloacele necesare pentru acest lucru și ar trebui să muncească pentru acest lucru, să ceară lui Dumnezeu deschiderea căii. Unii ar trebui pentru a putea să plătească o anumită sumă, să trudească, dar înțelegând că este un scop nobil și va fi o mare binecuvântare, măreață binecuvântare pentru ei și familiile lor, poate e nevoie ani de zile să muncești pentru așa ceva. Dumnezeu va deschide calea. Știm că am fost dispus să sacrificăm. Sunt oameni care muncesc să-și iau o mașină ani de zile. Cunosc persoane care au muncit 6-7 ani să-ți cumpere o mașină, care nu însemna uneori mare lucru, ci însemna poate doar vanitate sau, mă rog. Dar pentru un scop nobil nu ar trebui să ne rugăm și să lucrăm în conformitate cu credința aceasta. Deci avem nevoie de o credință practică, o credință cu decizii practice. Ultimul popas al copiilor lui Dumnezeu, în Matei capitolul 24, versetele 15 la 16, de aceea când veți vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Observăm tot mai mult pe plan mondial cum se fac într-un mod tainic, bineînțeles, se tot lucrează pentru ridicarea omului fără de lege. Observăm tot mai mult cum oamenii sunt înrobiți, cum sunt strânși în snopi și pregătiți pentru timpul sfârșitului. Observăm tot mai mult cum oamenii sunt aduși sub o robie mondială. Și cum piesele pentru ultima luptă se pregătesc. Cine citește să înțeleagă. În curând, copiii lui Dumnezeu își vor găsi refugiu, o parte din ei, în sanctuarul munților. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. În momentul când te rogi pentru un asemenea lucru, ca fuga voastră să nu fie iarna sau într-o zi de sabat, lucrul acesta sporește acest simțământ că ești călător, că ești trecător și că toate lucrurile acestea o să le lași. Te ajută foarte mult o astfel de rugăciune pentru a actualiza acest simțământ a faptului că nu ești un cetățean al acestui pământ și că în curând vei,
Vei fugi, le vei părăsi pe toate. În felul acesta are loc, cu mult mai multă ușurință, o dezlipire totală de lucrurile acestea. Mulți sunt ținuți de lucrurile acestui pământ. Dar creștinii adevărați se roagă pentru fuga lor. Pentru că știu că în curând, datorită mulțimilor violente și a legilor coercitive, ei vor trebui să fugă, vor fi vânați și hăituiți. Când decretul dat de diferiți conducători ai creștinătății împotriva păzitorilor poruncii va retrage ocrotirea conducerii și va lăsa la dispoziția celor care le doresc distrugerea. Copiii lui Dumnezeu vor fugi din orașe și din sate, se vor întovărăși în grupe locuind în cele mai pustii și mai singuratice locuri. Mulți își vor găsi scăparea în tărăturile munților. Asemenea, creștinilor din văile Piemontului vor face din înălțimile pământului sanctuarele lor și vor mulțumi lui Dumnezeu pentru întăriturile stâncilor. Dar mulți dintre toate popoarele și din toate clasele de sus și de jos, bogați și sărași, negri și albi, vor fi aruncați în robia cea mai nedreaptă și mai crudă. Știm că o mare parte din cei care vor forma poporul lui Dumnezeu vor fi roadele care vor apărea în urma ultimii solii care va fi vestită. Tocmai de aceea mulți vor trebui să fugă în momentul acela din orașe. Sunt oameni care n-au auzit avertizarea ieșiți afară din orașe. Deși, să știți că există, așa cum Ellen White specifica într-una din soliile sale, că există bărbați și femei, oameni din lumea aceasta care privesc cu un interes covârșitor evenimentele care se desfășoară, evenimentele cutremurătoare care se desfășoară și înțeleg că este ceva foarte mare, este pe cale să se întâmple. O criză uriașă va vizita pământul. Am întâlnit oameni care nu au pretenții de religiozitate, deși sunt oameni care respectau, aveau un respect special pentru Dumnezeu în sufletul lor, care înțelegeau faptul că trebuie să se ducă într-un loc liniștit. Mulți chiar mi-au spus, deci unii dintre aceștia, că au o locuință într-un loc retras sau că sunt în perspectivă, se gândesc foarte serios ca să găsească o locuință unde să nu fie dependenți de acest sistem care strânge ca o caracatiță din toate punctele de vedere omenirea. Am rămas uimit cum Dumnezeu conduce mințile oamenilor care sunt deschiși, fără să facă parte dintr-o biserică, pentru că, în general, bisericile sunt foarte refractare, sunt foarte opozante față de aceste solii ale lui Dumnezeu, considerându-le pur fanatism. Dar în timpul din urmă, copiii lui Dumnezeu vor ajunge în locurile cele mai singuratice, iar alții, bineînțeles că alții vor fi băgați în temnițe hidoase. Isaia 33:15, la 18, cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâine înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. Psalmul 78:16. Copiii lui Dumnezeu își vor găsi adăpostul, așa cum spunea Domnul Iisus, să fugă la munți când vor vedea urâciunea pustirii ridicându-se în cele mai retrase locuri sub călăuzirea lui Dumnezeu. Acolo este timpul ca ei să se încreadă de plin în Dumnezeu pentru pâine și pentru apă. Și dacă va fi nevoie, Dumnezeu va face minuni ca pe vremuri când și-a hrănit poporul Israel cu mană sau când l-a hrănit pe Ilie la pârâul Cherit, că va fi nevoie, corbii, păsările cerului vor aduce hrană poporului Dumnezeu. Este timpul când este să se încreadă în deplinătate în Dumnezeu. În experiențe și viziunele noi scrie despre acele momente în timp ce sfinții părășeau orașele și satele, subliniez, mulți vor fi convertiți. În cei mai mulți, în timpul din urmă, ca urmare a ploii târzii, când se va da solia și, bineînțeles, unii vor auzi pentru prima dată, vor fi recoltați încă din orașe nelegiuite și din locuri aglomerate. Bineînțeles, nu aceasta este voia cu cei care cunosc adevărul din timp și sunt cei care avertizează lumea.
În timp ce sfinții părăseau orașele și satele, erau urmăriți de cei nelegiuiți care căutau să-i ucidă. Însă săbiile care au fost ridicate pentru a-i omorâ pe cei din poporul lui Dumnezeu s-au rupt și au căzut tot așa de neputincioase ca un pai. Îngerii lui Dumnezeu îi apărau pe sfinți. I-am văzut pe sfinți părăsind orașele și satele, asociindu-se în grupe și trăind în cele mai retrase locuri. Îngerii le aduceau mâncare și apă în timp ce nelegiuiții sufereau de foame și sete. În timpul nopții mi-a trecut pe dinainte o scenă foarte impresionantă. Se părea că este o mare confuzie și confruntare de armate. Un sol al Domnului s-a așezat în fața mea și mi-a spus: adună-i pe cei din casa ta, eu te voi conduce, urmează-mă! M-a condus printr-o trecătoare întunecoasă, printr-o pădure și apoi prin crăpăturile munților și mi-a spus: aici ești în siguranță. Au mai fost și alții conduși spre acest loc retras. Mesagerul ceresc a spus: timpul strântorării a venit ca un hoz noapte, așa cum Domnul v-a avertizat că va veni. Iată că copiii lui Dumnezeu vor fi conduși într-un mod providențial de îngerii cerului către locurile cele mai singuratice, către crăpăturile munților unde vor fi hrăniți de Dumnezeu și susținuți de Dumnezeu. Am citit din Adevărul despre îngeri, pagina 273. Știm că Ilie este iarăși o figură reprezentativă pentru cei din timpul din urmă și Dumnezeu, după ce l-a mustrat pe Ahab, a fost urmărit, hărțuit și căutat peste tot. Dumnezeu l-a condus la pârâul Cherii, la văduva din Sarepta. Cuvântul Domnului a vorbit: scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Iată că am poruncit corbilor să te hrănească la pârâul Cherii. Dumnezeu îți va da avertizmente și îți va da înștiințări clare copiilor săi credincioși, celor care îi cunosc vocea și care au depins de el și l-au iubit pe Dumnezeu și au ascultat pe Dumnezeu, vor primi înștiințări și evidențe clare în ceea ce privește voia lui Dumnezeu, iar în timpul din urmă Domnul își va conduce poporul într-un mod sigur. Bineînțeles că când ne gândim la istoria lui Noe, putem spune că Noe a fost ocrotit și salvat de îngeri, dar cu ajutorul unei corăbii. Construirea unei corăbii a fost dovada credinței lui în ceea ce îi spusese Dumnezeu nouă. Dumnezeu ne spune să mergem în locuri retrase. Nu am fi putut spune Noe a avut credință în cazul în care el nu ar fi construit această corabie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Este clar, corabia aceea nu ar fi rezistat acestei năvăliri de ape, acestui potop de ape, ci în mod special îngerii au ocrotit corabia. Dar corabia a fost dovada credinței lui. Este clar că nu suntem salvați și izbăviți prin faptul că ne mutăm într-un loc retras la munte. Cineva spunea: oh, cu mijloacele care sunt acum te pot descoperi oriunde și în gaura pământului, în orice și în centrul pământului, dacă ar fi. Nu este așa. Când Dumnezeu vrea, o știre întreagă orbește. Când Dumnezeu dorește, poate să paralizeze sistemul nervos al tuturor oamenilor de pe planetă. Când Dumnezeu dorește, nu mai funcționează nimic din lumea aceasta. E foarte simplu pentru Creatorul nostru ca să blocheze planurile răutăcioase ale lui Satana. Într-adevăr că omul a ajuns așa foarte arogant și se încrede în mijloacele lui, dar să nu uităm că puterea și înțelepciunea a Dumnezeului nostru și omul este un nimic. Un nimic, într-adevăr, care a devenit extrem de arogant. Dar când Dumnezeu se va scula, când Mihail se va scula de asemenea ocrotitorul copiilor poporului său, este clar că nimeni nu se poate împotrivi. Nouă ni se spune, ca și lui Noe, fă-ți corabia. Nouă ni se spune, ieși afară din orașe, mergi acolo, fă lucrul acesta, te trimit la văduva din Sarepta. Dumnezeu are adevăruri speciale, solii speciale. Noi trebuie să ascultăm, pentru că aceasta este dovada credinței noastre în El. Bineînțeles, ne punem încrederea nu în aceste adăposturi, că îmi ridic ochii spre munți, spune psalmistul. De unde vine ajutorul? Ajutorul nu vine de la acest loc retras. Ajutorul vine de la Domnul, dar credința mea specială în Domnul este dovedită prin decizia de a asculta întru totul mesajele și adevărurile pe care El mi le descopere, de a urma descoperirilor pe care Domnul mi le
mi le face. Să actualizăm care sunt binecuvântările aduse în ce privește ascultarea de planul divin, condiții optime pentru o viață de comuniune cu Dumnezeu, liniște, lucrurile naturii, contact cu lucrurile create de Dumnezeu care îți transportă mintea către Creator, liniștea care e potrivită pentru meditație, pentru rugăciune. Apoi este ambianță propice pentru oferirea unei educații bune copiilor și pentru a păzi familia de influențele stricăcioase ale locurilor aglomerate. Apoi independență financiară sunt mijloace pentru întreținerea unei vieți simple și sănătoase, mai ales în condițiile actuale când se caută ca oamenii să fie înrobiți. Apoi evitarea multor pericole și a interferării cu vrăjmașii, violența timpului din urmă. Și, bineînțeles, în final, un program de viață în conformitate cu valorile la care aderăm. Bineînțeles, întrebarea finală este ce cauți, de fapt, ce vrei să obții. Dacă noi căutăm astfel de lucruri, astfel de valori care le-am enumerat că sunt beneficii care le aduce o astfel de decizie de a locui într-o ambianță naturală. Dacă căutăm astfel de lucruri, cu siguranță că un astfel de loc e potrivit pentru așa ceva. Dacă căutăm foloase materiale, dacă vrem vanitate, dacă vrem lucruri lumii acestea, ele nu se găsesc într-adevăr aici. Așa, multe ele se găsesc în vale, se găsesc în locurile aglomerate acolo. Se fac afaceri bune acolo, se strâng mai mulți bani acolo, există posibilitate de talare și așa mai departe. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să putem să fim recunoscători pentru lumina binecuvântată pe care ne-a dat-o El la timp și să umblăm în lumină ca unii care avem lumină, dacă dorim ca să nu ni se potignească pașii în aceste vremuri. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că a fost atât de bun și a pregătit în planul său înțelept detalii pentru salvarea noastră. Amin.